Bună ziua, bună ziua sau calimera din noul meu studio, din care vom transmite o nouă ediție a PWN Live Talks. Suntem într-o zi cu totul specială față de edițiile trecute. Pe de o parte pentru că am foarte multe invitate care îmi sunt extrem de dragi și pe de altă parte pentru că este o emisiune care punctează și un eveniment pe care îl avem diseară pentru cele doamnele care s-au înscris deja. Le așteptăm diseară la Garden Party, pe de o parte, și pe de altă parte este și închiderea programului nostru de mentorat de la PWN România. Este a șaptea ediție pe care o celebrăm în această seară, motiv pentru care mi-am dorit să am alături de mine astăzi ca invitate doamnele care din spatele cortinei așa fac lucrurile să funcționeze, fac de fapt magie, cum îmi place mie să spun. Așa că vreau să le urez bun venit. Pe de o parte Paulei Buse, care este, după cum știți, VP Mentoring la PWN România și Head of Project Management at Idea Leasing, în cazul în care nu se schimbă lucrurile. Bine ai venit, Paula! Și într-o egală măsură vreau să le urez bun venit Georgetei Dendrino, care este pe de-o parte Managing Director la Interact, dar este și VP Partnership la noi în PWN România. Este și mentor, este și angel, deci Georgeta, ești extrem de complexă în acest program și abia aștept să povestim. Bine ai venit la noi în studio! La fel, mulțumesc pentru acceptarea invitației, Dr. Petra Müller-Demary, este founder Solutionsurfers Romania, bine ai venit, și angel în programul PWN România Mentoring. Raluca Nedelcovici este Retail Communication Officer la UniCredit Bank Romania și, bineînțeles, angel în acest program. Mădălina Rădulescu, Managing Partner at Fun Training, că doar este va și abia așteptăm să avem și niște traininguri fun, și angel în programul nostru. And Ximena Reyes as well, a senior intercultural trainer for global leadership. Welcome, ladies! Bine ați venit! Este o ediție bilingvă de data aceasta, așa că voi profita de ocazie să vă spun, conectați-vă pe canalele noastre, fie de Facebook, fie de LinkedIn și YouTube dacă vreți. Vă rog pe voi, doamnelor, să dați share emisiunii noastre în timp ce vorbește cealaltă. Faceți acest demers de așa fel încât tot mai multe doamne să ne poată urmări, pe de o parte, și pe de altă parte să pornească comentariile și întrebările, dacă le au pentru voi, despre program, despre ce înseamnă să fii mentor, mentee și așa mai departe. Noi vom urmări inclusiv întrebările și vom răspunde la ele. Dar să nu mai vorbim prea mult, pentru că evenimentul de diseară ne așteaptă să-l rafinăm. Așa că vreau să încep direct cu prima întrebare, bineînțeles, pentru Paula. Paula, ești în acest program de mentorat, cred că de la început, într-o formă sau alta, în momentul acesta ca și vicepreședinte. Suntem la a șaptea ediție pe care o încheiem în această seară, dar a fost o ediție, din punctul meu de vedere, specială. Ce o face specială în contextul pandemiei sau în general, pur și simplu ca și ediție care se încheie? Spune-ne câteva cuvinte, te rog. Întâi vreau să mulțumesc din suflet pentru efortul depus de către colegele mele angel pentru derularea în bune condiții a acestui program, care a obținut note foarte mari la evaluarea nu națională, este evaluarea pe care mentorii și mentii la finalul de program o oferă programului. Și acest lucru ne face să mergem mai departe. Cu ce este deosebit programul PWN față de alte programe? Prin faptul că asigură un cadru pentru mentorat intercompany. Doamnele care vor să se înscrie ca și mentii beneficiază de mentor din alte companii, deci de experiențe diferite. Iar în contextul pandemic, această ediție a programului este diferită, este complet altfel, prin faptul că a fost virtuală. Mentorii și mentii nu s-au întâlnit, însă acest lucru nu a constituit un impediment în a crea legături solide, de încredere, și 80% dintre mentii au declarat că, peste 80% dintre mentii au declarat că și-au atins obiectivele pe care și le stabiliseră la începutul programului. Deci, felicitări tuturor! În plus, programul s-a putut dezvolta și dincolo de
București, astfel încât prin conectarea online, cum vom vedea și mai departe, noi avem mentori și mentii de peste mări și țări în această ediție. Mulțumesc. Asta mi se pare chiar foarte inedit, de altfel, și faptul că pandemia ne-a permis, de fapt, să facem partea asta, mă face să o întreb pe Georgeta, pentru că ea vine cu, dincolo de experiența pe care a avut-o în anii trecuți în mentoratul, în programele de mentorat internaționale, în această ediție, așa cum spuneam, a îndeplinit mai multe roluri. Pe de o parte, mentee, de fapt, pe de o parte mentor în programul și cu mentii din România, pe de altă parte ai fost mentee pentru un mentor internațional, plus know-how pe care l-ai adus din experiența din anii trecuți în programele de mentorat internaționale la PWN Global și nu numai. Cum ți se pare, pe de o parte, această experiență într-un trio internațional și care crezi că este valoarea pe care cumva experiența și expertiza aceasta au adus-o programului de mentorat în România? Deschide sau nu deschide noi oportunități pentru viitor? Da, sigur că deschide oportunități. Într-adevăr, am fost angel și am fost mentor pentru două persoane. Pe de o parte am avut un mentee din România și pe de altă parte am avut un mentee din Franța. Deci nu numai că am avut noi mentori din alte țări, dar am avut și mentees din alte locuri, ceea ce cred că este important pentru programul nostru. Și am avut eu un mentor din altă țară. Așa s-a întâmplat, pentru că eram angel pentru o pereche și întâmplarea a făcut ca doamna să amâne pentru anul viitor mentiul să amâne și atunci am zis: uite ce oportunitate, haide să o iau eu și să fiu eu mentii, pentru că nu-i așa, cred că tot timpul putem să învățăm și învățăm din toate interacțiunile. Deci a fost cred că am fost norocoasă că am avut aceste experiențe. Și mai vreau să spun că în acest an, de când am început a șaptea ediție, de fapt cred că din octombrie sau noiembrie am început, s-a întâmplat că cele două mentii ale mele au primit alte joburi și sunt foarte mulțumite de acest lucru. Și eu, ca mentee, mi-am mai luat o pălărie, deci mai am încă o preocupare. Așa că, știi, a fost un program care mi-a adus satisfacția mentorului, a omului din spatele unor oameni care sunt mulțumiți cu evoluția lor și satisfacția mea ca mentee în relație cu cineva care m-a susținut destul de mult în perioada aceasta. Deci cred că da, ajută foarte mult să avem și alte perspective în programul nostru de mentoring și să vedem că de fapt preocupările sunt similare peste tot. Asta e adevărat, iar această oportunitate pe care am primit-o cu ocazia pandemiei, că nu-mi place să zic din cauza ei, cred că deschide cumva orizonturi noi pentru programul de mentorat din România, de ce nu să devină mult mai bine cunoscut și know-how-ul nostru să-l întoarcem cumva înapoi în programele de mentorat internaționale. Petra, English or Romanian? I will say it in English, okay? I know you for at least 5 years being angel, and I'm sure that you are for more than 5 years angel in this mentoring program in PWN Romania. I'm asking you as well, how did this program was different from your perspective, being there for your teams of mentor mentees? Did they need different support from you? How did you handle this situation of online, or maybe at some point they did also meet face to face? How did your support was different or not in these situations?
I was actually, I saw that there was more possibility. They're noisy. It's actually because mostly I spoke with the people when we had the normal training, the normal mentoring setting. And this time, because everything was online, it was much more easy also to have settings that the one mentor was not in the same city with the mentee. And it was much more flexibility. And I also could easily more join them, because traveling through Bucharest for a meeting was sometimes just not possible with the tight schedule that we all had with the travelers. At this time, it was easy to just say, okay, I will join you for the first setup meeting or for the closing session. And I had the impression I really could get more closer to them. On the other side, I think we always had it when it comes to the topics. We always have there's always a mixture of topics which are professional and also private topics. When it comes to what's going on in my life, that we have what are the topics that people deal with in the mentoring. And I think, of course, the pandemic had a huge influence on that this year, because we are. Because this was something that was overshadowing everything. But from the support, I think we also, it was more easier to expand really out of Bucharest and have some couples which are in different cities. And I hope that this will stay. I agree with you. I have also another question. On the last editions that you did, you all the time had different other meetings between teams of mentor mentees. Did you do this also this edition, and how? We had a few workshops where we had some sessions that we offered on as a webinars that we offered to the participants, also often related to the special situation that we had here this one. But we will continue now in the coming year that is coming now with more topics that are really also, as we call it, group mentoring, which is a mixture of different, we all mentors, we have some expertise that we'll share. And then we will see, we just made a research to see what are actually the topics that would be interesting for you. And we will see that we're planning and we're preparing this for the coming year. Thank you, Petra. Acum aș vrea să trec la Mădălina și să o întreb și pe ea din perspectiva ei, ce a fost diferit anul acesta, cum a văzut ea această ediție din programul de mentorat. Pe de o parte pentru tine ca experiență personală și pe de altă parte cum ai simțit echipele pe care tu le-ai gestionat de mentor-mentee. Cum spunea și Petra, faptul că am putut să punem la oaltă oameni aflați sau doamne sau persoane aflate în diverse colțuri ale țării sau undeva în alte locuri pe globul ăsta. Asta a creat o oportunitate de acces la diferențe culturale, dacă vrei, și interregionale în țară, dar și diferențe culturale între țări. Și cred că asta este o oportunitate fantastică de învățare și pentru mentor și pentru mentee. Iarăși din perspectiva faptului că au putut să se întâlnească online, pe de o parte au câștigat timp. Nu au trebuit să mai plece, să se vadă, să iasă undeva și așa mai departe. Dar nu trebuie să uităm că, în general, doamnele mentii care intră în program sunt doamne tinere, care sunt cu o carieră în ascensiune, poate, sau care doresc să schimbe ceva în cariera lor și care mai au și copii mici. Și de multe ori asta a putut fi o presiune, știi, gestionarea situațiilor astea, stat acasă cu copiii lângă tine. Îți trebuie mult curaj și multă voință și îți trebuie să ai niște așteptări foarte clare și o valoare foarte clară pe care o aștepți de la program, de la mentorul tău ca să intri în povestea asta. Personal, pentru mine, valoarea e clară. Eu cred că valoarea e dată de... e evaluată și e dată diferit de fiecare dintre noi și depinde în mare măsură, cum spuneam, de așteptările cu care intrăm, din rolurile pe care le jucăm în programul ăsta. Dacă pentru mentor și mentee lucrurile sunt cumva mai simple pentru că au acel formular de aderare care îi ajută să-și creeze așteptările, să-și seteze așteptările, pentru noi ca îngeri, cred că e important în fiecare an să ne întrebăm de ce o facem. Iar pentru mine,
Unul din puncte este acel paid forward, pentru că și eu am avut parte de suport în viața asta și de mentori. Și al doilea este că este, așa cum spuneai, noi suntem cumva oamenii din spatele cortinei. Nu facem magie, ci suntem doar oamenii din suport care nu se văd și care sunt acolo în cazul în care cineva are nevoie de ei. Pentru că eu cred cu tărie că oamenii care intră în programul ăsta sunt oameni cu o maturitate aparte. Și atunci e nevoie de noi atunci când ne este solicitat acest ajutor. Iar pentru mine, ăsta este un exercițiu, dacă vrei, conștient, pe care îl fac din când în când. Nu știu dacă ne mai auzim. Da, da. Ok, te auzim. Mi-a apărut conexiunea, mulțumesc. Este un exercițiu conștient pe care îl fac din când în când, să fac un pas în spate și să nu fiu în lumina reflectoarelor, ci să fiu omul care pune umărul la ceva ce se întâmplă, omul din suport. Și asta iarăși e dată, din punctul meu de vedere, asta mi-aduce valoare în evoluția mea ca om. Cam atât. Mulțumesc, Mădă. Și să știi că eu, când am spus că faceți magie, am spus-o foarte asumat, pentru că magia începe la voi. Nu degeaba vă numiți Angels, atunci când faceți conexiunile între perechile de mentor-mentee. Deci pentru mine ăla este un moment de magie, pentru că de fiecare dată ați reușit, nu știu cum, de-aia este magie, să uniți niște oameni care trec dincolo de a fi mentor-mentee după ce termină această experiență și devin poate soul friends. Iar eu am exemple două aici, așa că știu ce spun. Deci faceți magie. Vreau să trec la îngerul Raluca și să o întreb și pe ea cum a fost ediția aceasta din punctul tău de vedere. Cum ai simțit-o, diferită sau poate nu, te-ai acomodat foarte bine? Și dacă ar fi să schimbi ceva în ce s-a întâmplat în acest an, în această ediție, ce ai schimba? Păi, anul acesta a fost o provocare pe toate planurile și automat a fost și pentru noi în programul de mentorat și a trebuit să ne adaptăm. Ce pot să zic este că am fost uimită de cât de bine a mers toată partea aceasta online. Adică noi eram obișnuiți să ne întâlnim și la lansarea programului, apoi să ne întâlnim cu toate cuplurile mentor-mentee undeva offline, să povestim, să ne cunoaștem. Și asta era o experiență foarte faină și de asta mi-a fost teamă că anul acesta vom pierde acest lucru. Dar am fost surprinsă să văd că, pe de altă parte, ne-am primit unii pe alții în casă, ne-am cunoscut, inclusiv am văzut copii, am văzut job, home. Și a fost extraordinar, a fost o experiență nouă și, cum spuneam, Mădă, a dat oportunitatea unor cupluri care sunt din alte orașe să poată să lucreze împreună, ceea ce înainte se întâmpla, dar nu foarte mult. Era o tendință să-ți alegi mentorul, mentiu în orașul în care ești ca să te poți întâlni fizic. Deci dacă ar fi să schimb, n-a schimbat nimic, că mie mi se pare că a mers extraordinar programul în acest an. Asta înseamnă că și dacă putem relua întâlnirile fizice, poate este de preferat să le facem hibrid. Exact, exact. Ca să nu trebuiască să mergem până în Paris să ne întâlnim cu mentiu, sau mă rog, poate vrem să facem asta. Sau dar, la Iași. Sau la Iași, de ce nu? Eu îmi doream să ajung în partea cealaltă. Dacă tu zici Iași, merge și la Iași. Sau de ce nu, niște țări latine, de unde vine și Ximena. Hello, Ximena, and welcome. And I want to ask you as well, because you are also angel and mentor. I don't know if this in this program you were also a mentor, but you were a mentor in the other editions. How did you feel this edition from your point of view? Because you are used to changes. You are an intercultural trainer, so for you changes are just like we breathing. But how did you see the changes in this program this year? Well, the first thing that comes to my mind is one of the thoughts from the Infinite Game book, which says that we have to look beyond the limits, beyond the borders of the landscape. And I think this year was proven that many things were possible, like connecting, working from home, having the meetings and so on.
What I think was different too, and was a good thing, is that whoever really wanted to do the training made a big effort. So perhaps the commitment was even bigger than other times, because there were so many things against that that built on the resilience. And in terms of what you were saying, changes, the job forums has listed a certain number of skills of the jobs of the future. One of them is to be culturally aware, to have critical thinking, problem solving. So our ability to work in ambiguity has been tested strongly this last year. And I think from that, a skill with fire, which is get strong. You are absolutely right. Thank you, Ximena. As you know, from the beginning of this small interview online shows, we had a couple of shows about mentoring, and I described them and the mentoring program also for this evening event as journey to our better self, with lessons, with adventures, with changes. And I discovered one of Ximena's quotes that she sent us, and I will read it now, because I think it concludes all that we are saying about transformation and changes. It's from Eric Fromm. I'm saying it correctly, I hope. Okay. And it goes like this: let your mind start a journey through a strange new world. Leave all thoughts of the world you knew before. Let your soul take you where you long to be. Close your eyes, let your spirit start to soar, and you live as you've never lived before. In this context, I would like to ask all of you, and I will name you to answer. If you have to describe this journey, not only the mentoring journey, but also the journey that we had in this pandemic, so from 2020 till now, how would you say it in a few words? And I would start with Paula, please. I unmute myself. Yeah. În română, te rugăm frumos, da. Da, ascultându-vă, îmi dau seama cât de bogate suntem. Această călătorie a fost pentru mine o regăsire a valorilor mele. Le-am conștientizat mai mult ca în trecut. M-am redescoperit ca mulți alții, ca și voi. Cum se traduce asta în programul de mentorat? S-a tradus prin mai multă grijă și prin alocarea unui timp mai mare și un efort mai mare din timpul meu liber. Am ales conștient să-l dăruiesc pentru ca și alții să beneficieze de experiențe frumoase și să devină mai bun, să-și atingă scopurile, să-și atingă obiectivele. Și în contextul ăsta admir mentorii care și-au păstrat angajamentul pe care l-au luat la începutul programului de a voluntaria și de a da mai departe din timpul lor, din cunoștințele lor, dar și mentiilor care și-au menținut în lista lor de priorități participarea consecventă și respectarea timpului și a ceea ce relația cu mentorul le oferă. Aceste două ingrediente duc către o relație de prietenie și de suport dincolo de finalul programului de mentorat. Ca și concluzie, în această pandemie, cu toții ne-am demonstrat că ne putem depăși limitele. Așa că trebuie doar să ne exersăm în continuare abilitățile pentru noul viitor care ne așteaptă și care probabil este hibrid undeva. Mulțumesc. Mersi frumos, Paula. Petra, how would you describe your journey for this year? I would build on that what Paula said. It's really on one side that things became possible I couldn't have imagined. Starting with all this, what is moved to online, that it was so dear to me to do it face to face, including the mentoring program, and what kind of possibilities were emerging out of this. And I saw it really as, because we had to slow down extremely in a way, to be more aware of how we make our choices, and that human connections and
really being with another person and being there for another person, that this is such something really essential for us. And I think this is also one of the reasons why so many mentors are willing to dedicate time, and they're all busy people, but they dedicate time to support somebody they don't know, that's not working in the same company, it's not going to be something that they're going to, it's going to be their successor, not that they have a direct benefit from this, but really just doing and serving and supporting in a very generous way somebody who is, on his way. And I think that became even more valuable. That became even more clear how important it is to have really this human connection. And that was for me personal also. I make much more my choices with whom, and I have to make more choices with whom do I want to spend my time, and it's so precious. Thank you, Petra. Georgeta, cum ai descrie tu călătoria ta din acest an, atât de mixtă și de complexă? Mie mi-a plăcut online. Mi-a plăcut să lucrez online pentru că am putut să mă conectez cu foarte mulți oameni, am putut să lucrez online, dar și să îi invit la o cafea virtuală oriunde ar fi fost. Și de asemenea să fii mentor pentru oameni din alte țări, mi se pare că este o recompensă pe care online-ul ne oferă și ar fi, eu vreau să o păstrez. Mi se pare că am fost foarte mult mai eficientă în acest an. Și dacă ar fi să spun câteva cuvinte care au definit pentru mine anul acesta, aș zice, și le voi amesteca cu engleză, aș zice commitment, openness și stay flexible to opportunities. Mulțumesc frumos, Georgeta. Mădălina, călătoria ta anul acesta? Mă gândeam când ai pus întrebarea asta în martie anul trecut. Pentru mine a fost momentul ăla în care m-am întors la zero. Pentru că într-o săptămână ambele business-uri în care activez s-au dus la zero. Unul în turism, unul în formare continuă. Și au fost două săptămâni, cele mai aplice două săptămâni, cred că, din viața asta, a mea, până acum, din care la un moment dat a trebuit să ies. Și întrebarea a fost declanșatoare: ce e posibil în imposibil? Exact cum spunea și Petra. Ok, sunt aici, nu e prima criză pe care o traversez, e diferit doar. Așa că ce fac mai departe? Și de aici au început să apară oportunități. Din fericire, faptul că fac ceea ce fac îmi dă mult expunere spre zona asta multiculturală și în anul ăsta am avut multă practică reflexivă, peer coaching cu colegi din alte țări, clienți din alte țări, și asta m-a ținut cumva conectată la ce se întâmplă. Deci asta a fost un lucru bun care s-a întâmplat. Al doilea lucru bun a fost în plan personal că am avut mai mult copii pe acasă și am avut mai mult acces la ei, pentru că au vârste complet diferite, ocupații, hobby-uri diferite, e foarte greu să-i mai prinzi împreună. Iar pentru mine ca mamă a fost frumos să îi prind din când în când împreună la masă și să putem depăna, să facem, să avem, să povestim și așa mai departe. Iarăși pentru mine cred că a fost un an de multă evoluție în toate planurile. La un moment dat lucrurile s-au eliberat. Cred că am învățat să lupt mult cu fricile mele și asta mi se pare o lecție foarte tare de viață. Ce aș spune ca și cuvânt definitoriu au fost așa, sunt mai multe: curaj, când crezi că nu mai poți, mai poți. Flexibilitate, angajament,
față de mine, față de familia mea, față de cei din jurul meu și selecție. Paradoxal, am avut mai mult timp, dar timpul acela a fost mai valoros, așa că selecția spre ce-l ofer a fost foarte importantă. Și în selecția asta am găsit mult timp să-mi ofer și mie timp. Așa că asta a însemnat anul ăsta pentru mine. Mă bucur că în continuare în anul ăsta am putut fi mentor în alte proiecte, am putut fi înger în proiectul ăsta și că am putut fi alături de oameni care și-au dat seama că este momentul oportun pentru întrebări și pentru găsit răspunsuri și pentru acțiune. E un an în care am învățat mult despre reziliență și despre conexiune. Mulțumesc frumos, Mădă. Înainte să trec la următoarea mea dragă invitată, vreau să vă zic doamnelor, domnișoarelor, dragi membre și membrii viitori, ambassadors care ne urmăriți acum, dați-ne mesaje, acum este momentul oportun să puneți întrebări despre program, despre viitor și despre viitorul programului, la care vă pot răspunde acești angels care nu știu dacă îi mai găsiți în aceeași formulă așa condensată. Așa că vă rog frumos, faceți lucrul acesta. Iar pe voi, doamnelor, vă mai rog o dată, sau de fapt vă întreb, ați dat share pe LinkedIn și pe Facebook, unde ne pot urmări toți oamenii? Did you share our show for Ximena and Petra on Facebook and LinkedIn for people to see us and to put questions? If you didn't, please do so now. But not you, Ximena, right now, because I have to ask you. Mada said that she tried to do, and she did actually, the impossible possible. What did you do in your journey this year? Unmute yourself, please. Thank you. So I think what I did is I look at some dark monsters that we usually can keep away in our busy lives and we don't have to look at. I think the last part of the journey, I just said, okay, what's the worst case scenario? And sometimes the worst case scenario is not that bad. I do think that talking with people and staying in touch with people, I saw that many of them, these had triggered processes that should have happened, but the pressure that this brought made them happen faster. So for many of them, and for me, was an increased development, things that were meant to happen anyway. So the way I see it is like obsidian, like a volcano when it erupts. It has to happen, and when it does, you cannot just put the lava back and cover it. It has to have a flow. And at the end, you have a very beautiful, strong obsidiana rock. So I think that was my journey. And I saw for many other, it also speed up processes that needed to happen. Thank you very much, Ximena. Because one of our angels disappeared a little bit, I was wanted to ask also Raluca for this journey of hers. But I will... ask you, and then I will come back to her if hopefully she will get back to us. I'm sure that you heard in the last year about a lot of others describing this pandemic differently, such as, because of this pandemic we are crossing troubled times, we are in a stormy period, and everything needs to come back to the normality. What is normality? We still don't know. We need more guidance. Women need more guidance to make a balance between working from home and kids and so on and so forth. And it's a lot of pressure for us and for our families, for our colleagues. Wherever we go, we find hard times, hard things, and we really need to get back to normal. When you hear this, what is it actually, from one word, your message to the people that are listening to us? How would you actually give them, let's say, an advice, if I may say so, in one word? Paula, care este cuvântul pe care ai vrea ca lumea să-l țină minte
pozitiv din tot ceea ce s-a întâmplat în anul acesta? Cu ce vrei tu să rămână de la tine? Să spun un singur cuvânt, aș spune așa, o grupare de cuvinte, întotdeauna există o soluție. Și totul este imaginație să o găsești. Am înțeles. Georgeta, într-un cuvânt? Două, poftim, că nu era Luca, deci ne mai permite. Voi spune un cuvânt, possibilities. Posibilități. Strong word, that's true. Ximena, in one word? To overcome all this negativity and bad things that people say happened this year. But you are blocked. Your image is blocked. Ximena, do you hear us? If Ximena is not yet on the screen, Petra, can you describe it in one word to... Ah, Ximena disappeared. Why my angels are disappearing? Please, Petra, save the day, please. I think what this pandemic told us, we are so much more connected and interconnected as human beings that we think. We are not alone. We really need one another. Good. So togetherness, like in our community, in PWN Romania, we are together. And I ask you, actually, we are one humanity. We are one humanity. I think that's what became much more clear. What's happening in South Africa now in India with the virus is impacting us. We can't ignore that anymore. Good. Mădălina, te rugăm. Cuvântul meu este șansă. Un alt cuvânt puternic. Așa este. Avem șansa să ne redescoperim și să ne transformăm, ceea ce este minunat. Și dacă m-ar pune și așa, să mă văd și eu și să vă văd și eu pe voi. Ținând cont că ne-au dispărut doi îngeri, dar eu cred că s-au dus să pregătească așa parte din evenimentul de diseară. Profit de ocazie și de oportunitate, de fapt, să vă mai întreb ceva. Surpriză! Întotdeauna există și neprevăzutul pentru care trebuie să fim adaptați, nu? Asta pe mine, de exemplu, m-a învățat perioada asta de pandemie, să fiu mai flexibilă în ceea ce înseamnă a mă adapta la... să fiu agilă, apropo de un alt program al nostru din PWN. Cum vedeți voi puterea comunității și importanța comunității, cum este PWN România, în această perioadă de pandemie? Bineînțeles că a dispărut și Petra. Ce faceți, doamnelor? But Ximena is waiting. I can see her. Ok, I will get back to Ximena. Please now answer me to this. How is the importance of a community in this period? How do you see it? Georgeta. Unmute yourself, please. I said, I think we should start with Paula because this was the routine. So, no, I have no routine. First. This is the idea of being agile. We need to adapt to whatever life brings us. So, if I had the insight to ask you, just take it as it is, please. Yes, I think the a community is important, and it's important to see who are the people that are there for you and who you want to be there for in difficult times. And at the same time, I think we should also rely on ourselves and not expect others to save us. So yes to the community and yes to a journey to ourselves and to our better selves. Mulțumesc frumos, Georgeta. I come back to Ximena. I was asking the other ladies about describing in one word, like to counterattack all the bad things were said about this pandemic. Say a positive word that you would describe this journey this year. One word.
But unmute yourself, please. I would say awareness. It's very simple. Are you aware of who are you and the life you were living? Are you somebody that adds value and insights, or are you carrying everything down away with you? So I think it was a very good eye-opener of the awareness of where are you in your journey? Are you really in the path that you thought? How are you bringing added value to others? That will be my word. And I also want to ask you that what I already asked about, how do you feel or need the importance of the community? How do you see it this year? More, less, needed or unneeded? Definitely. I was reading something about one anthropologist when she was asked, what is one of the first signs of civilization? And we always think like, writing, horses, whatever. But her answer was the first healed femur. Because they found corpse where the femur had been healed. That means that someone that had the broken heel, the broken femur, usually would be left alone. But this time, the sense of community cured them, and that person was able to survive. And I think this is what we do as a community. We perpetuate ourselves and our thoughts and the things we're doing by taking care of each other. Thank you very much, Ximena. I would ask also Petra and then Mădălina to answer, and I will conclude with Paula. Petra, the power of community. How do you see it this year? It grew stronger together. I agree on that. And to be more clear about what really a community is strong, when everybody has the feeling, I get more out of it than I'm putting in. And of course, everybody needs to put something in so that everybody can get something out. And a community is sustainable when I feel I get so much out of it. And that is happening when we are very generous. And I think this PWN community is a very generous community. Thank you, Petra. Mădălina, te rugăm frumos despre puterea lui împreună, cum îmi place mie să spun în română. Cum era o zicală că singur ajungi mai repede, dar împreună, nu, singur ajungi, care, mai, da, dar împreună ajungi mai departe, ceva de genul ăsta, nu? Cred că e vorba despre suport, pentru că toți avem nevoie, suntem ființe sociale și iarăși dintr-o perspectivă antropologică am trăit mai bine în clan, în grupuri, în echipe, unde e sentimentul de apartenență. Este despre suport în ambele sensuri. Și în a oferi și în a primi și sentimentul ăla că nu e singur. Eu am descoperit în comunitatea asta a PWN în anii de când sunt în ea și sunt ceva ani, am descoperit prietene aici, prietene, mi-am făcut câteva prietene foarte, foarte apropiate și cu o relație foarte puternică. Și cred că asta e important. E sentimentul ăla că ești undeva acasă în sufletul tău, ceva de genul ăsta. Mulțumesc frumos, Mădă. Paula, nu întâmplător am ales sau a fost ales cumva să încep cu tine și să închid cu tine. Bineînțeles că vreau să te rog și pe tine să-mi spui părerea ta despre puterea comunității pe de-o parte și să finalizăm această intervenție a noastră cu un mesaj al tău despre programul ediția numărul 8. Pentru cei care și cele care ne urmăresc, ce ar trebui să știe, unde ar trebui să apeleze dacă vor mai multe informații pentru noua ediție a programului de mentorat. După atâtea cuvinte frumoase, este dificil să adaug și totuși există ce mi se pare mie cel mai frumos la comunitatea Professional Women's Network, este pe lângă generozitate, este acest sentiment că unul și cu unul fac mai mult decât doi, pentru faptul că noi suntem niște ființe sociale și mai mult decât atât, prin toate programele pe care asociația le desfășoară, fiecare dintre noi, cele care voluntariem în această asociație, dorim să lăsăm
o urmă a existenței noastre, o amintire frumoasă, să creăm valori, contribuim la multe, la multe proiecte. Și da, sunt bucuroasă să amintesc că și programul nostru a fost acceptat în gala, în competiția Gala Societății Civile. Și mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această nominalizare. Pentru ediția viitoare, căci da, astăzi o încheiem pe ediția numărul 7 și de mâine începem să pregătim ediția numărul 8. Înscrierile se pot face la adresa de mail mentoring@pwnromania.net. Acolo veți primi toate informațiile de care aveți nevoie. Mentorii, avem deja un grup de mentori clasici, deja nu clasici, tradiționali, oameni de o excepțională valoare care deja s-au reînscris și s-au exprimat bucuria de a participa din nou. Și ca și noutate, pregătim lansarea unor programe de grup mentoring. Avem 5 teme care au fost deja alese prin opțiunile mentorilor în chestionarul de evaluare a programului de la finalul ediției a 7-a. Avem și voluntari mentori care s-au înscris să facă parte din aceste, ca și lectori din aceste programe. Vom lansa o campanie de comunicare și aici ne bazăm pe tine, Alina. Așa. În rest, să fim sănătoși și să reușim să mergem mai departe și ediția viitoare să fie o ediție și mai numeroasă decât cea care, pe care tocmai o încheiem acum și în care au participat 130 de persoane. Wow, mulțumesc frumos, Paula, pentru informațiile detaliate. Doamnelor, ladies, we are ending this show and I really am grateful that I had all of you in the same place. Now I let you do the magic for tonight. Pentru cei care au intrat în live-ul nostru puțin mai târziu, nu doar că încheiem ediția numărul 7 și mâine începem pe cea cu numărul 8 sau pregătirile pentru numărul 8, dar totuși astăzi sărbătorim închiderea ediției cu un garden party, așa că ce să zic, eu vă urez distracție plăcută. Îmi pare rău că nu sunt cu voi acolo și sunt doar în spirit. Vreau să-mi cer scuze dacă pe fundal așa s-a mai tot auzit, dar să știți, zgomote de fundal, dar este marea. Pentru că ce am învățat eu din această pandemie a fost nu doar să las sufletul să urmeze jobul meu, ci să reușesc și jobul să urmeze sufletul. Drept pentru care le mulțumesc and I thank you the guys from the Apopulus here in Olimpiada that are hosting me to my new office. Cu asta vreau să închei, dar să știți că, așa cum spuneam, lucrez, ceea ce înseamnă că pe 13 iulie ne vom întâlni la o nouă ediție PWN Life Talks cu o invitată care mă onorează, cu doamna Anca Dragu, președinta Senatului României. Vom discuta lucruri foarte, foarte interesante despre Empowering Women Economy, așa că vă aștept pe 13 iulie. Până atunci, vă urez o petrecere frumoasă și o închidere a acestei călătorii pentru deschiderea unei alte călătorii la fel de minunate împreună cu voi. Mulțumim că ne-ați urmărit. Până la ediția următoare, eu vă spun să aveți o vară cât mai frumoasă, plină de sens și de iubire. Și vreau să le mulțumesc în mod special partenerilor noștri, înainte să-mi pună fundalul, pentru tot sprijinul pe care ni-l acordă. O zi frumoasă să aveți!